Salutare, prieteni, bine ați venit pe canalul meu de YouTube. Eu sunt Adrian și în clipul de astăzi o să vedem cum putem dezactiva sau mai bine spus cum putem ascunde meniul opțiuni dezvoltator sau developer option din secțiunea setări, da? Din meniul setări a telefonului sau a tabletei. Probabil știți deja cum să activați developer option, dar noi astăzi o să vedem cum îl ascundem. Dacă nu știți cum îl activați, mergem pe despre telefon și atingem aici numărul versiunii de 7 ori. Deja la mine este activat developer option. Ca să-l ascundem, mergem în aplicații, listă de aplicații, aici alegem afișați procesele de sistem și căutăm setări. Mergem la S, da? Căutăm setări, dăm tap, mergem la stocare, ștergeți datele, ok, și dacă mergem în setări, din nou, o să observați că nu mai avem opțiuni dezvoltator, da? Avem cum aveam înainte. Dacă vrem să-l activăm iarăși, despre telefon, 7 tapuri pe numărul versiunii, introduceți PIN-ul, dacă aveți securizat telefonul cu amprentă sau PIN, va trebui să introduceți patternul de deblocare sau PIN-ul sau parola ca să activați sau reactivați developer option. Cam atât am avut să vă arăt pentru astăzi. Dacă vreți un tutorial despre ce puteți face cu developer option, toate lucrurile pe care le puteți face cu developer option activat, lăsați-mi în comentarii pe sub acest clip video. Nu uitați să dați share, să împărtășiți cu prietenii voștri tutorialul, să dați un like dacă v-a plăcut și de ce nu să vă abonați dacă vreți să rămâneți la curent cu tot ce postez și eventual să atingeți și acel clopoțel să fiți notificați de fiecare dată când postez un nou clip, un nou tutorial. Vă mulțumesc pentru atenția acordată, eu am fost Adrian, voi ați fost pe canalul meu de YouTube, la revedere!